Vreau să mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră care, într-un moment sau altul, a venit cu un sprijin, cu un sfat și vreau să asigur de toată colaborarea mea, dar în același timp să vă spun că, la fel cum specifica domnul președinte Buicu, nu s-a terminat. Dacă astăzi suntem un pic mai relaxați, este pentru că este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioadă lungă până când vom avea viața de dinainte de COVID. Am reținut întrebările dumneavoastră, am reținut și retorica multora dintre ele. Țin să vă asigur că veți avea un răspuns, poate în discuții față în față, dacă nu în scris, dar în același timp țin să menționez că în această perioadă, de o lună și două săptămâni, de când sunt ministru, n-am precupețit niciun efort în a face ce e corect pentru sistemul sanitar și pentru populația României. Dacă am avut un corp medical care în urmă cu 6 săptămâni era fragil, era dezorientat, cerea echipamente, cerea testări, am ajuns astăzi să avem un corp medical care este în prima linie, care este cel care dă siguranța cetățenilor români. Chiar dacă, într-un context în care nevoile îi făceau pe unii să nu fie acolo unde le este locul sau să aibă o lipsă de precauție fiind infectați, astăzi mă mândresc cu ei. Este un context în care, chiar dacă uneori au fost huliți, astăzi pot spune că sunt acolo și fac ce au promis că vor face. Guvernul României, președintele, a oferit un stimulent, 2.500 de lei. Chiar dacă unii contestă sau consideră că e puțin, eu consider că este o recunoaștere a unui moment greu prin care trecem și o recunoaștere a valorii corpului medical.